Clădirea fostului spital Brătianu urmează să intre într-un amplu proces de transformare. Aici va funcționa un centru muzeal dedicat vieții medicale. Astăzi, președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, a semnat cu reprezentanții ADR Sud-Est contractul de finanțare pentru proiectul european Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în vederea înființării centrului muzeal IC Brătianu, finanțat cu fonduri europene. Pene. Începe să materializeze de astăzi. De ce? Că astăzi s-a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea fostei clădiri Brătianu, a spitalului Brătianu. Știți că acolo era o secție exterioară a spitalului Județean Buzău. Cred că o mare parte dintre noi, nu-i așa, mai ales noi care avem o vârstă, am trecut pe acolo, ba la secția de ORL sau alte secții care erau în acel spital. Din nefericire, de mai mult de 10 ani, acolo nu se tratau decât, eu știu, păsările călătoare care mai veneau, verzele, eu știu, se făcuseră și așa, dacă vreți, un cocar chiar de infecție. Contractul îl avem aici, deci nu mai este o glumă, deci este o realitate. Semna contractul de finanțare. Pace cu această ocazie aduc mulțumiri, în primul rând, aparatului de specialitate din Consiliul Județean, care s-a ocupat ca noi astăzi să putem să semnăm acest contract. Proiectul de transformare a Spitalului Brătianu într-un centru muzeal a fost declarat eligibil și imediat după semnarea contractului vor începe procedurile de licitație. În prezent, clădirea este declarată monument istoric și se află în administrarea Consiliului Județean Buzău. Proiectul de finanțare este de aproximativ 4 milioane de euro, o mare parte fiind bani europeni, dar există și o contribuție a Consiliului Județean de 2%. Există un plan de marketing care a fost evaluat, care a fost anexă la cererea de finanțare pe care Consiliul Județean a înaintat-o către Regio, prin care a fost estimat un număr de vizitatori, un număr, spunem noi, realist, care va fi monitorizat din punct de vedere al indicatorului de rezultate, evident, după ce se termină proiectul. Și aici vă doresc să vă reamintesc că programul Regio, care în cazul în care solicită 2% din finanțare contribuția beneficiarului, verifică timp de 5 ani sustenabilitatea proiectului. Deci există această obligativitate de a menține obiectivele pe care le-am reabilitat prin banii europeni timp de 5 ani. În total, pe ceea ce avem scris în plan de marketing, avem un număr de 8.500 de turiști care trebuie să viziteze acest obiectiv. Noi credem că este un indicator realizabil, fezabil, pentru că dumneavoastră aveți foarte multe lucruri de arătat. Clădirea fostului spital IC Brătianu de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu este una emblematică pentru municipiul Buzău. Construită în anul 1895 de prefectura județului, ea a ajuns acum o ruină.